Biserica Ortodoxă îi prăzduiește astăzi pe Sfinții Arhanghel Voievozi, Mihail și Gavril, dinpreună cu toate cetele îngerilor, lumea cea nevăzută, care a fost creată de Dumnezeu mai înainte de a-l face pe om. A fost sărbătoare în cer și pe pământ, mai ales în locurile sfinte, unde oamenii s-au unit în bucurie și smerenie. Senatorul Mihai Stănișoara a adus un zâmbet pe fețele semenilor care s-au rugat la paraclisul din cartierul Cet Nord. Enoriași au primit daruri după oficierea Sfintei Liturghii. Și sfințește pe toți cei ce vom gusta din trânsele. Nu am cuvinte. Să le dea Dumnezeu sănătate, în primul rând, domnul Stănișoară, soții. Mulți ani fericiți și la toată familia Dumnezeului. Vă mulțumesc mult, sănătate și toate cele bune să fie în viață. Vă doresc din tot sufletul succese mari, să mergeți întotdeauna cu aceste daruri care liniștește. Senatorul Mihai Stănișoara este cel care a sprijinit ridicarea lăcașului de cult și care, de fiecare dată, încearcă să aducă un strop de bucurie credincioșilor de aici, dar și speranța că în curând vor avea o biserică în adevăratul sens al cuvântului. A fost alături de noi ori de câte ori a fost vreo ocazie specială și nu numai. Încă de la începuturi, de când s-au pus bazele acestui paraclis, familia Stănișoară, prin domnul senator Mihai Stănișoară, prin doamna Codruța Stănișoară, soția dânsului, au fost alături de noi, ne-au sprijinit pentru a realiza acest edificiu. Mâine, în ziua Sfântului Nectarie, taumaturgul, enoriașii de la paraclis vor fi din nou în sărbătoare, vor marca cel de-al doilea hram al Sfântului Edificiu.